Salut, prieteni, și bine ați venit la primul video cu noutăți legate de ei FC25. În sfârșit, s-a anunțat noul joc al celor de la ei. În general, făceau asta în luna iunie, dar probabil că pentru că a fost europeanul au amânat uh, chiar acum până după terminarea acestui turneu Bineînțeles, era și Copa America și poate că au lăsat lucrurile să curgă așa pentru Ultimate team -ul de BFC 24. Dar avem o dată de lansare, avem primele noutăți, nu foarte multe, însă mai sunt și anumite licuri peste care ne vom uita chiar acum. Data de lansare este 27 septembrie, cu posibilitatea de a juca de pe 20 dacă ai Ultimate Edition sau abonamentul EA Play. În primul rând, hai cu un like acolo pentru primul video legat de FC 25. Avem un teaser care a arătat mai mult fanii care arată mai bine, fețele jucătorilor erau în Real Madrid City. Nu știu dacă pot neapărat să arăt aceste imagini așa că mai degrabă trecem prin el pentru că nu arată mare lucru. E mingea de Champions League, sunt fețele jucătorilor, anumite momente din astea care arată că jocul are un nivel grafic, dar nu știam acest lucru, fetele sunt încă în joc, însă fanii par a fi puțin mai bine făcuți. Nu mai sunt trei oameni care se repetă acolo în tribună, au anumite reacții pe care mă aștept să le vedem dacă arată cadre cu ei în timpul meciurilor. Probabil că se va întâmpla asta. Sunt și momente în care se ceartă acolo Valverde, Rudiger, Pep contra lui Ancelotti. Clasicul real cu City, pe care vedem noi facem Champions League deja sezon de sezon. Bate și Trentul o lovitură liberă. Este tabela de pe noul Bernabeu, deci avem noul Santiago Bernabeu în joc. Asta e sigur confirmată cu Jude Cover starul de la această ediție. E prezentat puțin poate culoarul pe unde vor trece jucătorii la pachete pentru că se va schimba și animația la pachete și se va reveni la un culoar din ăsta care te duce spre jucătorul pe care l-ai prins. Și noul mod 5 la 5 care a fost băgat modul Rush. E ca la Battlefield și acolo există un mod Rush. Aici au scos Voltaul în FC25 și au băgat acest mod Beckham, care bate aici o lovitură liberă, Zidane și el printre cover staruri. Însă, ni se dată niște momente din modul Raj, niște celebrări. Ancelotti care dă câteva indicații, poate ceva ce vom vedea la modul de carieră. Și că există acum un Fece IQ, poate un plasament mai bun al jucătorilor, posibilitatea să faci mai multe tactici. N-au prezentat prea multe, nu s-a vorbit despre asta. Iată un fan din tribună, care arată super tare, deci dacă așa arată fan, o să fie ceva mai tare din punct de vedere grafic jocul. Champions League-ul că e acolo și cam atât. Opțiunea de a face pre-order a fost un teaser de două minute. Ca de obicei, dacă dai pre-order până pe 20 august, primești niște chestii în plus. Și în primul rând, pe lângă că primești la FC25 un jucător hero, Primești un hero sau un icon și la FC24 dintre Great of the Game, că încă este modul Ultimate Team foarte mișto, se bagă tot felul de carduri și acum se dau goluri spectaculoase și tot felul, astfel că ei a băgat un bonus și pentru actualul FC24. Partea șmecherea Ultimate Edition, ca de obicei, acces cu 7 zile mai devreme, așa arată cardurile hero și e un design ca de obicei mișto, la design întotdeauna nouă lovitura cei de la ei, cu 4600 de puncte. Icon pentru player career, unde avem și Icon acum, care pot fi băgați să faci carieră cu un jucător de legendă. Ceva ce se mai făcea cu jocul modat, au uh, decis să bage la carieră în mod oficial chestia asta. Și niște evoluții, Cam asta primești la pre-order. Ca să luăm pas cu pas ce au arătat, este modul 5 la 5 uh, Rush, care este la Timetim, dar este și la kick-off. Este ceva ce vedeam și la Volta, doar că iată poți juca acum la Ultimate Team, acest mod unde îți faci echipă probabil cu câteva dintre cardurile pe care le ai în club și te joci cu prietenii. Au face IQ unde să sperăm că modul de tactici va mai evolua puțin. Ar fi cazul să mai crească nivelul tactic al jocului. El e influențat de tacticile jucătorilor din realitate cu noile play roles care aparent vor schimba work rate și toate astea. Vor fi niște play roll care duc către unicitatea fiecare jucător pe teren, fiecare are altă misiune pe teren și în realitate se întâmplă asta, dar din nou ne-au au arătat doar o poză și nu prea multe despre ce înseamnă de fapt FCIQ. La Ultimate Team nimic schimbat cel puțin în afară de modul Rush. La Manager și Player Career asta ar fi șmechiria, că poți să faci, spre exemplu, cariera cu zine din Zidane, ceea ce e destul de tare să faci cariera cu Zidane, dar că să-l duci în 2024, ceva ce îmi place și cu siguranță vom face o serie cu asta, aici pe canal. Poți să scrii istoria iconilor în situația actuală, în zilele noastre. Și da, au licențele fețele jucătorilor din Premier League, peste 19.000 de jucători, peste 700 de echipe, va fi sigur și Superliga României în joc. Deci au păstrat toate aceste licențe, iar acestea ar fi cerințele minime și recomandate pentru PC, unde la minim e un Ryzen 5 sau un i5, 8 GB RAM. Uh, par a fi cam aceleași cerințe. Jocul iese și pe consolele vechi. Va fi pe PS4, va fi pe Xbox One. Nu știu câte ediții vor mai scoate cei de la EA Sports pe consolele vechi, dar face 25 siguri acolo, nu cu grafica Next Gen, uh, cu probabil cu o grafică similară cu ce a fost și până acum. Iar prețul este de 70 de euro pentru Standard Edition și 100 de euro Ultimate Edition. Au scos un cover foarte frumos pentru Ultimate Edition, unde este Buffoni, Aitana acolo, Jude Zidane și Beckham, plus sunt așa într-o cameră de trofee unde arată și trofele pe care le-au ei licențiate, Premier league Champions league pe care le-au câștigat și băieții ăștia, plus Aitana, bineînțeles, care e acolo. E un cover așa și coverul clasic pentru Standard Edition este cu Jude, cred că E și asta pe aici, iată, îl arată foarte bine. Celebrarea lui Jude. Ce să mai, că e perfectă imagina, Era jucătorul care trebuia să fie pe copertă. Este un superstar în momentul actual. Clar să pe noi ne-ar interesa mai multe. Dintre licuri. Arată că jocul e produs cu Hyper Motion ca până acum, deci nu s-a schimbat engine jocului. Asta duce clar către un gameplay similar pentru că nu se pot schimba foarte multe odată ce nu schimbi engine-ul. Uh, ediția asta -a va avea ca vreo cu Jude, dar am văzut asta. Vor băga niște noi Heroes și Icons, încă nu i-au anunțat oficial, dar ar fi Francesco Totti. Uh, e dat foarte tare Stam. Ar da Turan Robin, pe care l așteptam de ceva timp, sincer, pe Arian Robin. Nakamura, Guero, foarte șmecher, Azar și Platini. Sunt niște jucători de legendă foarte tari pe care eu le aștept pentru că aș vrea să joc cu Ariel Robin, aș vrea să-l văd pe Aguero înapoi nu mai zic de toti, care chiar e legendă mare de tot. Și s-ar putea să-l bage și pe Frank Stapleton, ai că sau hero, așa că am United și Arsenal pe vremuri irlandezul, are trei fake uri probabil că va fi un hero nou, dar nu va fi cine știe ce în mod normal. Au scos deci work rate-urile, intră aceste player roles, sunt peste 50 de player roll iar fiecare rol va influența poziționarea jucătorului și activitățile lui pe teren e bine că cumva duce către un plan tactic mai complex și vrem să vedem asta cu cât e mai complex, cu atât se pot face mai multe și este așteptată și revenirea lui Diego Armando Maradona, care lipsește, era incredibil în joc, era super distractiv să te joci cu el și ar părea că va fi anunțat la FC25. Nu este încă oficial, acestea sunt doar licuri, dar uh, sunt lucruri la care ne așteptăm și s-ar putea întâmpla, uh, fiind postate, sunt șanse destul de mari. Deci s-ar putea să-l avem pe Diego Armando înapoi uh, în joc. Au pus și o postare cei de la ei cu jucătorii realului, Jude, Modric, Mbappé, fețele lor din joc. Eu sunt mulțumit de grafică. Deci, sincer, nu mi se pare de deloc grafica, arată foarte bine totul. Dar am așteptări mai mari legate de gameplay și modurile din joc. Mai vrem moduri noi pentru că nu s-au schimbat prea multe de-a lungul ultimilor ani sunt la care are niște mici modificări, poți să îți crești juniorii prin, într-un mod raș, care este și la Timetima, cel 5 la 5, probabil că ai niște game mode acolo unde poți să le aduci abilități mai bune. Sunt multe țări aparent de unde poți să găsești jucători, ceea ce e un plus la scouting, dar nu sunt diferențe majore. Acum n-au anunțat total lucrurile despre carieră, dar poate au băgat și niște chestii mai tari. Acestea vor fi designurile cardurilor care arată bine în continuare evoluțiile. Iconi ni cardurile dar arată bine Team of the Week-ul și s-ar putea să avem mai multe evoluții pentru Team of the week să fie mai implicate evoluțiile în joc. Avem mai multe evoluții, s-ar putea marketul să fie tot așa destul de jos, exact cum am văzut la FC24. În uh, modul rush, ai și Race to Ball Kick-off. Începe echipele de o parte și de alta, și cine primul la minge, are mingea. Sunt penaltiuri unde, de fapt, unul la unul cu portarul și trebuie să driblezi. Ai și cartonaș albastru, unde este eliminat un jucător pentru mai puțin timp. Modul ăsta pare distractiv, pare, și nu știu dacă o să ne plictisim sau nu repede de el, dar mie că vine că au băgat ceva de genul ăsta care pare mai distractiv. Și ar putea să avem și un. Uh, Storage pentru dubluri, să nu mai trebuiască neapărat să le dăm cu uh, Excel. Să le putem păstra undeva pentru SBC-uri, până într-o sută. Un fel de transfer list, dar pentru dubluri, care este o ediție foarte bună. Și aparent au scos sistemul 4.3.2.1. Nu! No! Cred că două ediții am jucat sistemul ăsta. Trebuie să ne reprofilăm. Sau poate va fi ceva similar, cine știe. Uite că au apărut niște roluri ale jucătorilor aici. Deci... Uh, Poți să joci în orice poziție, la rol plus e o poziție unde jucătorul a confirmat în realitate Și la role plus plus sunt jucători care de clasă mondială pe postul respectiv Și doar câțiva au rol plus plus Mamă, deci, iar e foarte complicat, dar așteptăm să aflăm mai multe Băi, acum, cam astea sunt noutățile Deci 27 septembrie data lansării, jocul are același preț ca anul trecut a fost arătat un teaser mai mult cu Real City, era clar că avem aceste echipe în joc și singurele lucruri noi, într-adevăr, anunțate ar fi posibilitatea să cu Nike în la cariera de jucător și că au băgat modul Rush la ultimii timp, dar în rest n-am văzut să anunțe ceva total nou. Nu știm cum va fi gameplay-ul și altele, poate că vor fi lucruri îmbunătățite pe total care să facă jocul mai bun, dar Acestea sunt doar primele lucruri anunțate, doar ce au făcut anunțuri și așteptăm să mai bage lucruri pe parcursul verii. Nu știu dacă pe cineva dă pe spate neapărat acest teaser și primul anunț. Este FC25 care pare deja cam similar cu FC24 pentru prima dată. Nu pare că sunt mari diferențe, din teaser n-am văzut nimic ultra spectaculos. Uh, e clar că eu vă juc așa cu continuare, vă dați seama să-i vină o, să -i o cu FC25, o să-i dăm tare din septembrie cu Ultimate Team-ul și sunt curios ce așteptări aveți voi legate de FC25. Aș vrea să văd acolo în comentarii, ne-am mai făcut un video în care am vorbit, am făcut un podcast um, despre ce a fost mai rău la FC24 și ce ne-am dorit să se îmbunătățească. Poate că o parte dintre ce am vorbit atunci se va îmbunătăți și acele lucruri se vor întâmpla. Grafica arată bine jocul, fanii vor fi mai realiști, poate cariera va avea îmbunătățiri, dar asta vom afla pe parcursul verii. Știm acum primele lucruri despre joc, așteptam asta că mereu se anunța în iunie și nu pot să zic că mi-am făcut neapărat o părere la ce am văzut. Clar, nu pot să zic că m-a dat pe spate sau m-a spart neapărat ce am văzut. Îmi place că mai adaugă lucrurile care era de jucător, sau care de manager. Sper eu să schimbe și acele obiective stupide și deci toate cele care au dus în jos cariera. Am așteptări legate de carieră mai mult. al team Team-ul cred că va fi destul de similar. Și acolo nici nu prea ai ce să bage în plus pentru că sunt niște moduri foarte bine definite. rivals ar putea de asemenea să se schimbe puțin să conteze și egalurile. Să fie un sistem de punctaj care să conteze mai mult puțin și poate așa va fi mai interesant de jucat. O să vedem. O să mai fac probabil un video când anunță mai multe lucruri. Îmi plac ai noi pe care au băgat. Avea și să-i văd. Sper să-i treci Maradona cu toti, cu toate legendele astea tari. Um, și din nou... aștept să vă și voi despre ce ați văzut acolo, o să vedem niște păreri, uh, pentru că în comentariile de la teaser nu erau păreri prea bune, asta oricum se întâmplă fiecare an cu cei de la ei. Acum însă trebuie să facă ceva, că așteptăm să anunțe și tu că face Fifaul competiția reală pentru cei de la ei și aștept acolo trailer să fac un video, aștept să anunțe tu eu sper să anunțe FIFA-ul și cu lansarea anul acesta. Asta a fost și cu videoul nostru, am trecut prin toate cele pe care le-am văzut legate de noul FC25, like dacă v-a plăcut, subscribe să rămâneți pe aproape și cam atât de data asta. Pa, pa!